Sâmbătă a fost o zi specială pentru micuții de la Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc. A fost sărbătorit patronul spiritual al instituției, care adăpostește 135 de copii de diferite confesiuni. În mai multe orașe din țară, printre care și la Sibiu, au fost înălțate spre cer 10 de baloane. Astăzi, fiind sărbătoarea Casei Sfântului Iosef, se lansează aceste baloane care au în interior un mesaj. Să ajungă mesajul, știu eu, unde trebuie să îi ajutăm pe acești copii. La semnalul meu, știu eu, să dați zoom la acestor baloane cu gândul ca acești copii, acestor copii să li se îndeplinească dorințele. Astfel s-a dorit sensibilizarea opiniei publice asupra condiției sociale a copiilor defavorizați.